Bună ziua, copii! Continuăm cu o nouă lecție de istorie și astăzi vom vorbi despre creștinarea francilor și despre Carol cel Mare, unul dintre cele mai importante personaje din istoria europeană și din istoria mondială. Vom vorbi așadar despre creștinarea francilor. După ce am povestit în orele trecute despre formarea popoarelor europene și despre creștinism și creștinătate în mileniul I, în Evul Mediu, astăzi vom vorbi despre creștinarea francilor și despre Carol cel Mare. În imagine aveți o hartă cu regatul francilor, cel care se întindea pe actualul teritoriu al Franței, să spunem, dar ajungea să dețină și o mică parte din Germania de astăzi. Acești franci s-au așezat în Galia în secolul IV cu acordul autorităților romane. Francii, de fapt, erau un trib germanic și de undeva din zona actuală a Germaniei de astăzi au migrat în Galia în secolul IV. S-au așezat în acest teritoriu, Galia fiind o provincie romană la respectivul secol al IV-lea și s-au așezat în Galia cu acordul autorităților romane. Galia nu e altceva decât actualul teritoriu al Franței. După dispariția Imperiului Roman de apus, Clovis, rege al francilor, a mărit teritoriul statului său. Acest Clovis în anul 496 s-a creștinat și împreună cu el s-a creștinat întregul popor, întregul trib al francilor. Așadar, iată că din secolul al V-lea, de la sfârșitul secolului al V-lea, acești franci au devenit creștini, au fost botezați de către episcopul de la Roma. Iată și o cronologie a statului franc. Spuneam că la anul 420 o parte a triburilor germanice ale francilor, originare din Germania de azi, au trecut Rinul și s-au așezat în provincia romană Galia. Au fost primiți pe teritoriul roman ca aliați, fără cetățenie. În anul 476 a dispărut Imperiul Roman de apus și s-a creat un vid de autoritate pe fostele teritorii romane, luând naștere regate ale barbarilor. Apoi, în 496, a avut loc creștinarea lui Clovis, după cum vă spuneam, la îndemnul soției sale Clotilde. În aproximativ în anul 500, sub conducerea lui Clovis, francii îi înving pe alamani și pe vizigoți, ajungând să stăpânească tot teritoriul dintre Rin și munții Pirinei. Așadar, Franța de astăzi, care în trecut era provincia romană Galia. În anul 511, în urma morții lui Clovis, statul este împărțit între cei patru fii, unul dintre ei, Clotar, va reuși să reunească toate teritoriile sub conducerea sa. Așadar, puteți înțelege acum mai bine poate cum s-a născut acest popor al francez de astăzi. Peste acei gali romanizați care trăiau în provincia Galia, au venit acești franci, acest trib germanic. S-a așezat și din acest amestec al acestor popoare s-au format francezii de astăzi, poporul modern al francezilor. În anul 732, la Poitiers, majordomul Carol Martel, supranumit Ciocanul, i-a învins pe arabi, oprind expansiunea islamicilor în Europa. Așadar, regatul acesta franc a avut un rol foarte important. Aproximativ pe la mijlocul, sau cu puțin timp înainte de mijlocul secolului al VIII-lea, la Poitiers, o localitate de astăzi în Franța, majordomul Carol Martel, supranumit Ciocanul, i-a învins pe arabi. A oprit așadar acea expansiune. Dacă țineți minte, am vorbit la lecția despre răspândirea islamului despre în lume, cum au ajuns arabii până în Europa și au cucerit Spania. Iată că au încercat să ajungă chiar mai departe, dar au fost opriți de acești franci. Bineînțeles că și-au apărat regatul, dar nu doar regatul lor, ci întreaga Europa probabil ar fi căzut sub semiluna islamului dacă acești franci nu i-ar fi oprit la Poitiers. Și personajul cel mai important, cel care a condus armata în luptă, a fost acest Carol Martel.
supranumit ciocanul, el era majordom sau în latină major domus, adică conducea curtea regală. Era o funcție pe care o îndeplinea, o funcție nobiliară extrem de importantă în acest regat al francilor. Cu timpul, acest majordom sau acești majordomi au devenit tot mai puternici, au ajuns chiar mai importanți decât regele. Decât regele în acest regat al, al francilor, iar în 752 majordomul Pepin cel Scurt a instaurat dinastia carolingiană. Pepin cel Scurt era fiul lui Carol Martel și e cel care s-a încoronat, după cum vedeți, e cel care a instaurat dinastia carolingiană. Numele vine de la Carol Martel, de aceea această dinastie poartă denumirea de carolingiană. Însă, cel mai important reprezentant al acestei dinastii avea să fie fiul lui Pepin cel Scurt, și anume Carol cel Mare. El a fost cel mai de seamă reprezentant. După cum vedeți acolo, a domnit între anii 768 și 814. Așadar, a avut o domnie îndelungată, în timpul căreia a reușit să extindă foarte, foarte mult imperiul său. Vedem aici că a purtat războaie în Germania, Italia și Spania, lărgind considerabil hotarele statului său. Vedem că a ajuns până la Dunăre și a controlat apoi chiar și teritorii de dincolo de ceea ce vedem pe harta aceasta, reușind să învingă spre Orient, să învingă pe avari, de exemplu, iar în partea cealaltă a ajuns până în Spania de astăzi. Vedem că a controlat o bună parte și din Italia, din Elveția, din Germania de astăzi, din Franța, din Belgia, Olanda. Așadar, a controlat cam întreg centrul Europei. Vedeți, granița statului său a ajuns până la sud de Roma. El a fost apoi încoronat chiar în ziua de Crăciun a anului 800 la Roma de către papă. A devenit cu această ocazie împărat al romanilor. Așadar, a lăsat coroana sa de rege pentru coroana de împărat. La acea vreme mai exista un împărat, cel de la Constantinopol. Tot considerat tot un împărat al romanilor. Dar iată, v-am mai spus că în lecția trecută, că din cauza rivalității dintre cele două biserici, dintre cea de la Roma și cea de la Constantinopol, a apărut această, să zicem, ciudățenie, faptul că existau doi împărați care spuneau împărați ai romanilor. Practic, în Occident, Carol cel Mare a vrut într-un fel să continue acel imperiu roman de apus care s-a sfârșit în anul 476 și de asta a acceptat, și-a dorit această coroană de împărat mai importantă decât cea de rege. Vedem încă o reprezentare în care Carol este uns împărat de către Papa Leon al III-lea. Vedem în imagine acum tronul lui Carol cel Mare aflat în catedrala de la Aachen. Am omis să vă spun că acest Carol cel Mare și-a mutat capitala undeva în orașul de astăzi Aachen sau Aix-la-Chapelle, în Germania de astăzi. Și în imagine aveți tronul lui, iar în dreapta, în imaginea din stânga, aveți tronul lui aflat la Aachen, iar în dreapta avem acoperitoarea de mormânt a lui Carol cel Mare, o broderie din mătase realizată la Constantinopol. Mai doream doar să vă spun că legat de faptul că a devenit împărat, poate e un amănunt interesant de știut că în acest moment, în anul 800, la Constantinopol, pe tron, nu aveam un împărat, ci aveam o împărăteasă, împărăteasa Irina. Poate a contat și acest lucru în momentul în care Carol a fost făcut împărat al romanilor. Dar haideți
Înainte să vă mai spun unele lucruri, să vedem și un filmuleț legat de Carol cel Mare. După anul 780, când regele Franc Carol cel Mare se apropia de vârsta de 40 de ani, acesta a decis să renunțe la o parte din lungile peregrinări prin teritoriile sale și să se stabilească într-o capitală. A ales localitatea Aha, azi Aix-la-Chapelle, situată în punctul de întâlnire dintre lumea latină și cea germanică, pe un important nod rutier și pe un afluent al Rinului. Zona dispunea de resurse, pădurile aveau vânat suficient. Așezată la nord de Alpi, reședința carolingiană lua distanță și față de Roma și față de Constantinopol. Pe ruinele unor vestigii romane s-au construit o somptuoasă reședință regală și un ansamblu de edificii pentru servicii administrative, o bibliotecă, o școală, o cazarmă și un spital. Li s-a adăugat și Capela Palatină, a cărei înălțare a durat 15 ani și care a fost încheiată în anul 800. Întrucât acest monument e singurul care a supraviețuit până în ziua de azi, turiștii sunt impresionați în primul rând de cupola de 31 de metri, cea mai înaltă de la nord de Alpi. În interior, la etaj, se află sala tronului, care ulterior a devenit locul de veci al lui Carol. Coloanele de marmură dăruite de papă, vestigii romane și mozaicurile excepționale creau o impresie deosebită de măreție și frumusețe. După anul 780... Așadar, am văzut un filmuleț în care ni s-a vorbit despre capitala lui Carol cel Mare, construită la Aachen, sau pe actualul teritoriu al orașului Aachen. Să vă mai spun un singur amănunt, că acest Carol cel Mare a fost foarte, foarte important și din punct de vedere cultural. Reformele pe care le-a gândit și pe care le-a făcut în timpul îndelungatei sale domnii au contribuit la dezvoltarea culturii occidentale europene. A strâns la curtea sa numeroși cărturari. A fost un om care a iubit cultura. Și vedem, veți primi de fapt o fișă de lucru, o vedeți în imagine, cu un decret al lui Carol cel Mare privind școlile, un decret din secolul al VIII-lea. Veți avea aici de rezolvat această fișă de lucru și mai vreau să vă spun o curiozitate, că minuscula carolingiană este o scriere caligrafică, și anume s-a trecut de la scrierea romană cu majuscule, pentru că romanii, dacă țineți minte, romanii scriau doar cu majuscule, nu cunoșteau literele mici pe care le folosim astăzi curent. Nu, și acest text, iată, e scris cu litere mici. Iar aceste litere minuscule, cum le spune în terminologia de specialitate, au apărut în timpul lui Carol cel Mare. Din această cauză sau datorită acestui lucru se mai și numește minuscula carolingiană. Vă spuneam că veți primi ca temă această fișă de lucru și totodată veți primi schema, schița lecției pe care vă rog să o transcrieți în caiete. Săptămâna viitoare vom vorbi despre, sau în lecția următoare, mai bine zis, vom vorbi despre Bizanț sau despre Imperiul Roman de Răsărit. Vă spuneam că în timpul lui Carol cel Mare, pe tronul din Constantinopol, nu era un împărat, ci o împărăteasă, Irina. E, despre acest Imperiu Roman de Răsărit vom vorbi în lecția următoare. Până atunci vă doresc spor la treabă, să aveți parte de o zi frumoasă. Numai bine!